Salut lume, eu sunt Sabin de la Tutoriale Info pe CHQ și astăzi vă voi prezenta cum puteți să creșteți, să îmbunătățiți performanța sistemului vostru de operare Windows. Aceste opțiuni sunt valabile începând de la Windows Vista până la Windows 8.1 și Windows 10. Acest tutorial va ieși foarte mare, însă vă va fi foarte de folos. Pentru început vom intra în My Computer la proprietăți. Presupun că mulți ați mai văzut acești pași la mulți oameni. Vom da pe Advanced Setting, Setting, Ajust BO Performance, posibil să vă apare o temă clasică, un care nu vă place, dați Personalize și o temă după aici ce vă place. Apoi Advanced, aici asigurați-vă că este pe program, pentru că dacă ar fi pe background service, ca toate serviciile să vă apară pe desktop și va încărca o grămadă. Aici selectați custom page size și dați aici cea mai mare valoare pe care vă acceptă și dați pe set. Și faceți așa toate partițiile, mai ales la cele pe care aveți un sistem de operare. Bun. Apoi vom deschide un notepad. Iar în el vom scrie My string egal paranteză rotundă 8 7 de 0 7. Vom închide paranteza. Vom da Save, îl vom salva undeva pe desktop cu extensia All Files. Vom scrie aici fast.vbs. Vom apăsa Save. Apoi îl vom deschide, vom da două clicuri pe el. Acum calculatorul deja se mișcă mult mai repede, priviți. Ați văzut? Multe procese merg mult mai repede decât înainte cu aceste setări. Dar mai avem câteva lucruri de făcut. În primul rând, aș dori să dăm click dreapta pe Recheck Bin și Properties. Aici la Custom Size lăsați 10. Apply și OK. Acum și să-l goliți mereu. Apoi pentru ca computerul dumneavoastră și hard disk-ul să lucreze mult mai puțin, vom da click dreapta pe partiția în care este instalată sistemul dumneavoastră de operare. Dar stați un pic că nu știu de ce nu mi mai deschid odată la Sfântul Paște. Da click dreapta, Properties. Așa veți apăsa pe disk cleanup. Așa. Această aplicație se deschide de obicei mult mai greu. Acum se calculează datele. Între timp ne vom duce la hardware și la aici optimize and defragment. La aici vom da optimize. Și înainte de a face orice pas, va trebui să dăm o analiză, pentru că atunci în cazul în care vom da direct o defragmentare, se vor putea pierde date sau se strica sistemul de operare. Îmi dau o analiză. Acum încă își face analiză, se analizează. Și mi-a atâta pentru că am un hard am partiția de 200 de giga și bun, după ce ne-a făcut analiza,
Așa, bun. Să zic că am apăsat pe o prostie pe aici. Așa. Ne va apărea un buton Optimize. Îl vom apăsa și de atunci ne va apărea o fereastră. Pe care vom apăsa Yes și acest procedeu va dura în jur de o jumătate de oră. Apoi vom apăsa pe butonul Check. Aici e un net to scan drive, dacă dorim să fie căutat și când, dacă vă scrie sus numele error checked în local disk, ce înseamnă că există niște probleme. Și va trebui să dăm scan drive și se va scana. Și după ce ați făcut aceste procedee, am un pic să-l închid că nu sunt enervante. Să zic că până chiar nu mi-apar. Bun. Pentru ca sistemul dumneavoastră de operare să pornească mult mai repede, ne vom duce în RAM. În cazul în care utilizați sistemul de operare Windows 8.1, veți apăsa clip data pe butonul de start și vom selecta RAN. În RAN vom scrie mcconfig. Asta ți-am scris greșit. Config. De obicei se deschide foarte greu fără niciun motiv la mine. Deci totuși am calculatorul 2000 cu i5. La boot veți putea șterge sisteme de operare, dar fiți atent. La sistemul dumneavoastră de operare veți da Advanced Option și veți bifa Number Processor și le veți selecta pe toate procesoarele care le aveți. Însă vă vor apărea decât procesoarele reale, nu și cele virtuale. Maximum Memory. Maxim, lăsați așa pe maximul care este și apăsați tasta OK. Apoi la service veți debifa tot felul de prostii, de exemplu faxul. Îl veți debifa, nu știu, tot felul, Yahoo, upgrade to prostii din acestea, veți da play. Așa și... Apoi la startup veți apăsa Open Task Manager și de aici le veți dezactiva pe acelea care nu doresc să mai pornească o dată cu Windows-ul. Vezi la, și aici în dreapta vă arată impactul la pornire. Eu și acum le mai debifez că nu le-am făcut. La tors nu ne atingem. Așa, aici ne va apărea să-l restartăm. Eu vor da exist-ul aici restart pentru că fac acest tutorial. Apoi vom intra din nou în RAM, vom scrie temp. Vom apăsa din nou OK. Aici ne vor apăsa tot felul de prostii care s-au pus pe capul procesorului. Deci nu sunt lucruri care se ocupe loc mult sau genul de hard disk să-l încarce. Tot ce ne apare vom da continue, dar ceea ce nu ne lasă să dăm skip. Nu știu, nu am mai găsit de aici, dă mai bine de vreo două luni. Și când ne apare ceva și nu putem să-l ștergem, dăm cancel sau skip. Apoi vom intra din nou în RAN, vom scrie. Vom scrie prefetch și apoi ne va apărea un fel de avertisment. Vom apăsa pe butonul continuu. Se va încărca foarte greu. Aici tot felul de taxe care au fost luate pe capul la procesor și le vom șerge. După ce le-am șters,
Recomandat ar fi să le ștergeți mereu după fiecare start sau pornire, pentru că se vor acumula. Apoi le vom șterge și din rece ecvilin. După cum vedeți, s-au golit și mult mai repede, pentru ceea ce am avut când scris 10. Scria n-a apun nici acum nu s-a încărcat și asigur și a, uitați, uite, acum s-a încărcat. Aici recomandat ar fi să îi faci toate căsuțele, pentru că tot felul de prostii care s-au acumulat pe capul harddiscului. Feza clean up system. La mine va dura foarte mult pentru că Windows-ul este instalat de anul trecut și vă dați seama că este foarte mult. Desktop-ul să-l aveți mereu cât mai curat, iar partițiile să fie defragmentate. Bun, acum vom intra în control panel. La Appearance and Personalize. Și la folder optional. Eu aici am uitat, n-am nimic modificat. Bine, doar câteva. Aici hide files and subfolder să fie mereu pe show. Otherwise, acestea ar fi recomand să fie debifate. Și aici automating. Use Searching Wizard de bifați, show de bifați, show. Așa. Și atâta dați OK. Bun, la placa video, în cazul în care aveți o placă video Nvidia, orice versiune mă refer acum. Dar nu știu ce se deschide atât de greu. Bun, la Adjust Image in Which Previous, dați Less the Application Deicid, pentru că altfel se vor seta tot felul de... Aici vom apăsa pe butonul Yes și ne va lua o grămadă până când se va încărca. Change Resolution, asigurați-vă că mereu va fi pe cea mai mare rezoluție și aici s-ar putea să fie și 64 de biți, dar nu am. Aici să fie așa setate și la manager 3D setting aici ambient o clones să fie pe off, aici application controller, aici să fie pe tot pe off, gamma correction să fie pe off. Analyzing mod application controller și vezi da butonul apply și da, vom salva, vom apăsa pe butonul apply dacă ne va este și vom închide și aici ne va înțeva din nou ce vrem să ștergem posibil încă atunci văză cât analiză. Sunt o fel de prostii. Delete files. Bun, și cam atât a fost pentru astăzi. Eu m-am numit Sabin de la tutoriale Info PC HQ. Vă mulțumesc!